Meci de mare miză sâmbătă la Giurgiu între Astra și Steaua. După ce steliștii au învins miercuri echipa noastră cu 3-1 pe Arena Națională, Astra venea după un meci în care greșelile în apărare și arbitrajul tendențios și-au spus cuvântul și în eventualitatea unui eșec la Giurgiu, Steaua s-ar fi desprins în clasament, mai ales că mai are de disputat două restanțe nu tocmai dificile. Meciul a fost marcat de frig și s-a disputat la minus 6 grade Celsius. Cu toate acestea, stadionul Marin Anastasovici a fost plin și peste 4.000 de spectatori au urmărit o partidă tensionată cu un joc închis. Meciul s-a inflamat artificial în minutul 34, când Piovocari a simulat un fault în careu, simțindu-l pe Mureșan în spate. Arbitrul nu a fluierat, iar Astra a atacat și a înscris imediat prin Enache. A fost momentul în care Regencaf și-a aruncat acreditarea spre arbitrul Kovac și a fost eliminat de pe teren. A urmat apoi mai multe faze controversate de ambele părți și în minutul 45+2 Steaua marchează la un corner după o bâlbâială a fundașilor de la Astra. 1-1 la pauză, iar Steaua revine în teren mulțumită de scorul egal, închide jocul și ține de rezultat obținând un punct la Giurgiu, dar avantajată de cele 4 puncte luate în fața echipei noastre. Și eu sunt puțin supărat pentru că poate că am fi meritat să câștigăm. Am fost poate pe post de Moș Crăciun în aceste două jocuri cu Steaua, le-am făcut practic cadouri, 3 goluri din 4. Asta este viața. Indiferent de această dublă, eu cred că băieții merită toate felicitările. Cred că domnul Dinu Gheorghe a avut foarte mare dreptate în ceea ce a spus. Că o să vedem noi la Giurgiu când o să venim să jucăm. E o trimitere directă la arbitraj? Eu nu vorbesc în general despre arbitraj, dar ce poți să spui? În momentul când ai un foul foarte clar și un jucător afară care așteaptă să intre în teren și nu este lăsat, pe contraatac primești un gol, este foarte greu să mai joci. Plus că au fost foarte multe faze care domnii arbitrile au considerat că trebuie să schimbe direcția și să dea împotriva noastră. Au fost auturi, n-am văzut nici măcar când se juca pe vremuri și nu se televizau meciurile, auturi clare, pur și simplu, Kovac le dădea invers. Deși cei doi asistenți, tot respectul pentru modul în care s-au prezentat. Kovac Istvan, care nu este la prima abatere și care a făcut foarte multe greșeli în cariera lui și este păcat că este un arbitru tânăr, a făcut tot ce a putut, în opinia mea, ca echipa noastră să nu câștige această partidă. Astra rămâne în continuare în fruntea clasamentului la final de tur, cu 42 de puncte, în condițiile în care Steaua mai are două meciuri de disputat. Pe locul secund a încheiat Petrolul cu 40 de puncte, Steaua pe locul 3 cu 39 de puncte acumulate, pe locul 4 Pandurii Târgu Jiu cu 34 de puncte și pe 5 încheie Dinamo cu 32 de puncte. Codașii clasamentului sunt Viitorul Brașov și Universitatea Cluj cu 16 puncte fiecare și sigur retrogradata Corona Brașov cu 10 puncte.